De astăzi, pentru 13.000 de persoane care au continuat să lucreze și după pensionare, alocația va fi recalculată. Este vorba despre pensionarii care au un stagiu de cotizare după pensionare de minimum 10 ani. Anunțul a fost făcut de deputatul PSRM Ala Darova Naia la un briefing. Aceasta a vorbit și despre inițiativa socialiștilor de a reduce etapele de reexaminare a pensiilor. Este vorba mai exact despre reducerea acestui termen de la 2027, cum era planificat, la 2023. Ala Darova Naia a menționat că anul trecut au fost recalculate alocațiile pentru 3302 persoane care s-au pensionat până în 1991 și au un stagiu mai mare de 15 ani. După această procedură, pensia medie a lor constituie 4534 de lei, iar de la începutul acestui an de reexaminare au beneficiat 3142 de persoane. De la 1 iulie 2020 vor beneficia de această majorare un număr cu mult mai mare și în fiecare an numărul o să crească. 13.575. Pensia estimată pentru această categorie va constitui în mediu 5.118 lei sau cu 2.419 mai mare decât mărimea pensiei care o primesc acum. Mai mult ca atât, pensionarii care continuă să lucreze vor avea alocațiile sociale reexaminate până în 2023. La 1 ianuarie 2021 au dreptul toți cetățenii care au de la 7 până la 10 ani stagiu, la 1 ianuarie 2022 de la 5 până la 7 ani stagiu și la 1 ianuarie 2023 de la 2 până la 5 ani. După 2023, din 2 în 2 ani, la toți pensionarii care beneficiază de pensii, dar continuă să activeze, o să le fie recalculată pensia. Pentru această măsură au fost alocate din bugetul de stat 166 de milioane de lei. În țara noastră sunt în jur de 690.000 de pensionare. Dintre aceștia sunt angajați în câmpul muncii în jur de 157.000.